la telefon și pe patronul celor de la Sepsi, pe domnul Laszlo Diosegi. Bună ziua! Bună ziua! Petrolul Sepsi astăzi, domn președinte, un meci care poate însemna îndeplinirea obiectivului, play-off-ul până da. La urmă. Poate însemna, dar actele trebuie să fie cu noi foarte mult, fiindcă nu ajunge o victorie. Și știm foarte bine că o victorie în fața lupilor acasă nu e ușor de obținut. Dar mergem încrezător, dacă nu suntem încrezători, atunci de ce mai mergem? Dar știm foarte bine că nu ajunge o victorie simplă, trebuie să mai facă pas greșit și adversarii. Adevărat. În primul rând trebuie să câștigați dumneavoastră la Ploiești, unde nu pare deloc simplu. Spunea Marica, echipele unde sunt probleme financiare joacă mamă-mamă în fotbalul românesc, cum e Petrolul. Nu știu dacă din cauza că au probleme financiare sau nu, dar acasă am văzut foarte multe meciuri ale lor și sunt letali. Deci putem să spunem că nu au pierdut foarte multe partide acasă pe propriul stadion. Sperăm că astăzi o să fie unul dintre ei în care pierd. Da, dacă veți câștiga, ajungeți la 43 de puncte, ceea ce înseamnă că așteptați un pas greșit sau al Farului, mai puțin probabil, sau al celor la Ucluj, la Voluntari. Da, putem să spunem că știm foarte bine și nu trebuie să ne ascundem, știm cum e terenul la Botoșan. Fiindcă de o lună, două luni, așa e terenul lor, e foarte greu. Nu spun că nu e bun terenul, dar e foarte greu de jucat acolo și se poate întâmpla minuni și acolo. Deci, normal că și la Voluntari Ucluj e un teren foarte bun la Voluntari, dar e o dimensiune mai mică față de alte terenuri și așa. Voluntarul acasă e destul de periculos, deci se poate întâmpla și acolo ca să nu câștige Ucluj. Da, au jucat bine Voluntariul și cu FCSB, abia după pauză i-a întors liderul. Da, dacă cumva nu intrăm în play-off, nu o să fie un capăt de țară. Noi vrem cu tot din adinsul să intrăm în play-off, dar dacă cumva nu intrăm, atunci rămâne locul 7 sau 8, obiectivul, că nu avem altceva ce să facem. Trebuie să strângem rândurile și să luptăm atunci pentru locul 7 sau 8. Sunteți conștient de asemenea că un loc 7 sau 8 înseamnă un pas mai aproape de cupe europene decât dacă ați intra în play-off și ați terminat pe 5-6, nu? Asta 100%, dar noi niciodată nu gândim așa. Noi vrem să intrăm în play-off, chiar dacă deci o să ratăm Conference League, dar vrem să intrăm în play-off, dacă se poate. Dar dacă nu, atunci celul 2 este locul 7 sau 8. Și desertul, domnul Diosegi? Vă salut, Alin Buzărin, și desertul. Da, bună ziua, v-am recunoscut vocea. Desertul ce? Desertul cireașa de pe tort astăzi, dacă câștigăm și Ucluj face un X la Voluntari. Hai să vă aduc eu aminte, dar sigur că și dumneavoastră vă aduceți aminte. Eu știu că dumneavoastră ați fost de două ori în play-off cu Sepsi, sau de trei, de două, cred, nu? Anul de, trecut, trei ori a fost, de trei ori a fost în play-off. Aduceți-vă aminte de primul ăla play-off în care v-ați calificat cu Neagoe și după aia a plecat Neagoe și a venit Magiun Barbu spre finalul play-off-ului, că le-ați cam pierdut pe toate. Și da, le-ați pierdut cu 5-1, cu nu știu ce, destul de rău le-ați pierdut. Ăla a fost play-off-ul când s-a retras Hatnaghi și v-a bătut FCSB-ul 5-1 pe vechiul stadion? Da. Atunci a fost ultimul meci al lui Hatnaghi. A făcut un singur punct la Astra Giurgiu. Din 30, da? Din 30 câte da. Erau în play-off, da? Unul din 30 ați făcut. Bun. Starea de a fi în play-off și de a fi în felul ăsta în care ați fost atunci, eu cred că e mai rea pentru echipă decât o stare de a fi în play-out, de a câștiga. Nu se mai pune problema acum, Aline. Acum au echipă solidă. Acum au echipă, dar... Acum este o echipă care are și vitrina de trofee. Anul trecut ați făcut vreo 7-8 puncte în play-off. Păi da, dar nu mai multe. Și e starea echipei de a câștiga. Eu la asta mă refer. Adică locul ăla 6 de la noi... Pentru că la noi problema se pune... Lungesc un pic discuția. La noi, ce înseamnă să te califici în play-off? Pentru multă lume înseamnă să te salvezi de la retrogradare. Pentru că ai podeaua aia, locul 6 de desubt acolo, sub care tu nu mai poți să cazi. Într-un clasament continuu, dacă ar mai fi 10 etape și ești pe 6 și pierzi 9 meciuri, păi poți să te duci pe acolo, pe jos. Bănuiesc că nu se pune problema, ce spune Alin, domnul Diosegi, să vă gândiți, să aveți teamă de locurile de baraj sau ceva, dacă rămâneți în play-out. Teamă. Nu putem să spunem că nu putem să... Deci nu ne temem. Întotdeauna în fotbal știm foarte bine.
pierd 3-4 meciuri și ești acolo jos. Exact. Dar țelul este, dacă cumva nu ne calificăm și din păcate avem foarte puține șanse, atunci locul 7 sau 8 neapărat. Dar eu aș prefera să intrăm în play-off foarte mult și vă garantez că jucătorii o să-și dea silința să câștige cât mai multe puncte, să strângem vreo 11, 12, 13, realistic vorbind. Dacă am reușit, dacă intrăm în play-off și strângem 13 puncte, putem să țintim locul 4 măcar. Și totuși este podium locul 4, chiar dacă nu jucăm în Conference League. Deci întotdeauna în fața noastră punem un țel mai măreț ca jucătorii să aibă de ce să lupte. Și normal că dacă joacă cu FCSB, cu CFR, cu Rapid, știe ei foarte bine că atunci au un premiu dublu și atunci sunt motivați și financiar ca să lupte pentru locul 4. Dar în play-out vor mai avea prime, domnul Dioseghi? Da, au și în play-out prime, normal că au, deci dinainte a începerii campionatului așa am stabilit, fiecare punct e 300 de euro în play-off și 200 de euro în play-out. A, deci rămâne și în play-out o primă mai mică, na, pentru că e play-out, dar rămâne primă și pentru da, play-out. Da, da, da. Ați pus podium locul 4 pentru că e FCSB și restul? Așa consider eu că anul ăsta, nu știu, am zis încă din vară, asta e părerea mea personală, poate să mă supere toată lumea. FCSB anul ăsta, eu așa consider că o să ia campionatul, chiar dacă Rapidul s-a întărit foarte bine și este aproape de FCSB, dar eu așa consider că ei o să fie pe primul loc, Rapidul pe locul 2 și CFR pe locul 3. Au deja un avans de câteva puncte care... Nu spun că e irecuperabil, dar pot să spun că e foarte greu ca să recuperezi 4-5 puncte în play-off. În play-off, da. Deci eu așa spun că cele primele trei locuri sunt deja atribuite pentru cele trei echipe. Universitatea Craiova nu joacă foarte bine, el poate fi depășit și Farul Constanța, dacă se califică ei, și ei pot fi depășiți. Realistic, șanse mai puțin, dar de ce nu? De ce nu... pui un țel mai măreț ca să aibă de ce să lupte echipa. V-au mai sunat cei de la Rapid pentru Ștefănescu? Nu am mai sunat nimeni pentru niciun jucător, dar e și bine așa că e liniște și jucătorii pot să-și văd de treabă. Dar care e situația lui Ștefănescu? El termină acum în vară sau mai are până în 2025? Nu. Am prelungit cu el contractul în vară, mai are încă, în afară de anul ăsta, încă 2 ani. A, deci 2026, până în 2026. Da. Da, este da. Și situația antrenorului a lui Ben Storck și el are contract și în sezonul următor? Nu, el are contract până în vară. Noi am discutat că o să stăm jos și o să discutăm cum mergem mai departe. În momentul de față, eu așa consider că o să mergem cu el și anul viitor. Dar în fotbal niciodată, nu pot să spui niciodată. Are vreo legătură continuarea lui Ben Storck de calificarea în play-off sau nu? Nu, deci în contract așa am specificat că dacă ne calificăm în play-off, atunci automat se prelungește contractul lui cu încă un an. Iar dacă nu ne calificăm, stăm jos la masă și discutăm. Dar nu văd de ce să nu mergem mai departe, de ce să schimbăm antrenorii în fiecare lună. Deci vrem o continuitate și asta e. N-am prins play-off-ul, e o parte din vină poartă și jucătorii. Asta e, nu putem să punem totul în curca antrenorului, fiindcă jucătorii sunt cei care joacă pe teren și am luat prea ușor meciul de la UTA și de acolo a pornit totul. Că dacă de la UTA făceam măcar un egal, atunci altfel era lucrurile acum. Da, sau dacă n-ați pierdut cu Farul, altfel era lucrurile, da. Erau lucrurile atunci. Acum, minutul 87, înfrângem. Da, golul acela care nici acum eu nu sunt convins că a fost gol, dar nu mai contează, acel Sepsi Farul 0-1. Păi vă dați seama, cu punctul în plus pentru noi era în 41, Farul era 40. La 40, exact. Erați peste Farul înainte de ultima etapă. Și aveați, depindeați doar de propria echipă. Da, exact. Da. De voi înșivă. Da. Apropo de acel meci direct. Degeaba ne vaităm pentru un gol care a fost sau nu a fost, nu este spiritul nostru să... vorbim despre ceea ce a fost și că așa a fost și așa a fost, trebuia să dăm două goluri și atunci lucrurile erau rezolvate, era 2-1 pentru noi și nu avem despre ce discuta. Corect. Rapid sau FCSB mâine seară, domnul Diosi? Mâine seară eu prevăd un X, dar v-am spus de dinainte, au puțin avans cei de la FCSB și eu așa consider că anul ăsta ei o să câștige campionatul.
Mulțumim mult de tot și baftă diseară la Ploiești. Mulțumesc, avem foarte mare nevoie. Mulțumesc, la revedere. Numai bine, sănătate. Domnul Laszlo Dioseghin, direct cu noi aici la Fanatic Superliga.